În 1992, doi înalți responsabili ai contraspionajului francez veneau la București pentru a se întâlni cu noul șef al serviciilor secrete externe românești, Mihai Caraman. Vechii dușmani din timpul războiului rece îngropau acum securea războiului și își ofereau unii altora, în semn de pace, informații prețioase, ascunse până atunci în seifuri bine păzite. Iar Mihai Caraman, fost rezident la Paris între 1958 și 1969, șeful SIE după căderea lui Ceaușescu, cunoștea foarte bine atât limba franceză cât și realitățile din Franța. Și mai ales avea nevoie ca noul regim post-Ceaușescu de la București să fie sprijinit de țările vest-europene. Câteva luni mai târziu, tot în 1992, Mihai Caraman avea să facă și el, la rândul lui, o vizită de politețe serviciilor secrete franceze. Atunci el primea câteva informații importante pe care le deținea Franța despre România, dar și el le oferea francezilor, la schimb, un dosar ultra-secret care nu părăsise niciodată, până atunci, arhivele serviciilor secrete est-europene. Era un cadou pe care România îl făcea vechilor săi dușmani pentru a sublinia, simbolic, încheierea războiului rece. Un schimb între servicii care, conform tradiției, trebuia să rămână secret. Dar cine a fost de fapt Mihai Caraman și mai ales cum a contribuit el la menținerea echilibrului dintre cele două blocuri politico-militare din timpul războiului rece, NATO și Pactul de la Varșovia? Vom afla imediat. Invitații noștri de astăzi sunt domnul Florian Banu, cercetător CNSAS, autorul volumului Mihai Caraman, un spion român în războiul rece. Bună ziua! Bună ziua! Și domnul Silviu Moldovan, cercetător CNSAS. Bună ziua! Bine ați venit în emisiunea Omul și Timpul. Vorbim astăzi despre o pagină de istorie mai puțin cunoscută, poate prea puțin cunoscută, din istoria recentă a României, a Europei. Mihai Caraman și un moment care a pus pe jar, să spunem așa, serviciile secrete. De unde a pornit demersul dumneavoastră? Investigațiile arhivistice m-au condus de-a lungul timpului către dosare realizate de Serviciul de Informație Externă a României, de spionajul românesc din perioada regimului comunist. Am scris chiar o istorie a spionajului românesc în această perioadă, iar pe parcursul documentării, episodul Mihai Caraman, ca să numim așa, celebra rețea Mihai Caraman, care a acționat la Paris în anii 60, mi s-a părut a fi nu numai cel mai semnificativ, dar și cu cele mai multe semne de întrebare, cu cele mai multe enigme și, în același timp, cu cel mai puternic impact în plan internațional și în plan intern. Domnule Moldovan, să ne întoarcem în anii 50, în anii 60, un tânăr ofițer atașat al serviciului diplomatic românesc din Franța. Vorbiți-ne puțin despre contextul politic, economic al acelor ani. Au existat, într-adevăr, niște evoluții, chiar și niște momente, nu le-a zice de ruptură, dar momente de evoluție mai accelerată, după cum au existat și unele momente de involuție accelerată în istoria regimului comunist. Deja anii 50-60, perioada destul de mult spus, nu putem să nu, dacă vorbim în anii 50, în special de anii 50, în clar primul lucru de care ne amintim este represiunea politică, care a avut o amploare mare. În acea an. În anii 60, sigur că imaginea devine un pic mai complexă, că se vede din perspectiva politicii externe, din perspectiva unei anumite evoluții pozitive pe plan intern, cu eliberarea deținuților politici și alte măsuri pozitive. Activitatea generalului Caraman în acest context, că ea începe în perioada aceea de care nu ne place să ne amintim, dar trebuie să ne amintim, și continuă foarte mult în anii 60. Deci este, într-un fel, un martor al acestor evoluții. Care era misiunea ofițerului Mihai Caraman? 1958, vine la Paris, era atașatul economic. Misiunea secretă era penetrarea informativă a Pactului Nord-Atlantic. În urmă cu numai 3 ani, România devenea și ea membra a unei alianțe politico-militare, Organizația Tratatului de la Varșovia, înființată în 1955. La vremea respectivă, dată fiind divizarea lumii în cele două blocuri
cu interese antagonice și separate de celebra cortină de fier, principala amenințare pentru țările cu regimul comunist era reprezentată de această alianță nord-atlantică și, ca atare, era ținta numărul unu pentru spionajul tuturor statelor de după cortina de fier. În România se înființase un serviciu special care să obțină informații din cadrul NATO, cu abrevierea NAM, în cadrul Direcției de Informații Externe. Din păcate, aceste informații externe, la vremea respectivă, se rezumau la revista presei, că erau informații din surse deschise, nu exista nimic concret. Iar misiunea, firește că părea la limita imposibilului, de altfel, Mihai Caraman rememorează momentul în care a ajuns la Paris și a mers să vadă sediul NATO, a văzut acel palat și așa foarte impozant, a văzut delegațiile care veneau cu mașini luxoase, cu gărzi, cu tot ceremonialul acela. I se părea de-a dreptul imposibil să extragi din acea fortăreață secretele cele mai bine păzite. Cum a reușit să spargă această fortăreață? A fost o misiune care diferă de ce suntem obișnuiți din literatură. Practic, la momentul în care Mihai Caraman începuse să obțină primele documente clasificate top secret și cosmic top secret din interiorul NATO, un scriitor de mare faimă, Ian Fleming, părintelui celebrului Bond, 007, imagina exact o astfel de operațiune, spionajul sovietic obținând informații din cadrul SHAPE, din cadrul NATO. Soluția aleasă de Fleming era cumva banală, adică pur și simplu un agent rus sovietic se deghizează într-o uniformă de curier militar, îl urmărește cu o motocicletă pe un curier, îl împușcă și ia geanta cu documente secrete. O formulă spectaculoasă, dar lipsită de realitate. Mihai Caraman a ales o altă cale, și anume a studierii oamenilor care au acces la documente. În realitate, documentele ultrasecrete nu se obțin spărgând seifuri, coborând pe o frânghie noaptea și intrând pe o fereastră și așa mai departe, cum vedem în filme, ci se obțin de la cei oameni pe care, cu multă diplomație, cu multă finețe psihologică, îi abordezi și îi convingi să te sprijine în acțiunea pe care o vizezi tu. Iar Mihai Caraman așa a procedat, s-a apropiat întâi de un diplomat din Salvador, un diplomat sud-american, a stabilit o relație foarte apropiată cu acesta. După ce a căpătat încrederea, i-a mărturisit că de fapt el vizează NATO, îl interesează informații din NATO, iar acesta i-a făcut cunoștință cu un funcționar, un înalt funcționar NATO, care avea acces la biroul de documente secrete al secretarului general al NATO, deci al persoanei numărul 1 din NATO. Omul care avea cheia de la acest birou a devenit în scurt timp prietenul apropiat al lui Mihai Caraman. Au ieșit în lumea mondenă a Parisului, acei minunați ani 60, au stabilit o relație apropiată, l-a studiat foarte bine pentru a înțelege care este calea optimă de a-l aborda și de a-l convinge să-l sprijine. A văzut că este un om cu convingeri pacifiste. După ce s-l-a apropiat suficient de mult, i-a mărturisit că ar putea și el să contribuie într-o măsură sau alta la păstrarea păcii dacă unele din documentele care îi trec prin mâini i-ar fi transmise. De altminteri, inițiativa a venit chiar de la francez, care în cursul unei întâlniri a oferit un prim document NATO, fără să îl ceară ofițerul român. El a oferit un semn de simpatie și de înțelegere a cauzei pe care acesta o servea, după care, din aproape în aproape, documentele au început să fie tot mai semnificative, tot mai importante. Atât de importante încât în centrala de la București, unde erau trimise aceste documente, a sosit la un moment dat un înalt ofițer sovietic, care le-a atras atenția românilor că se pare că la Paris s-a inițiat un joc contrainformativ de către CIA, prin care se încearcă intoxicarea lor, pentru că acele documente atât de importante nu pot fi scoase din NATO. Realitatea era alta. Putem vorbi despre cifre atunci când referim la daunele produse de rețeaua generalului Caraman? În ceea ce privește persoanele, nu avem de-a face cu un agent, nu avem de-a face cu doi agenți, e o rețea în toată regula și în locuri foarte bine țintite. Acțiunea sine a fost foarte spectaculoasă, chiar o contemplăm după niște decenii. Atunci, cu siguranță, capărul mult mai spectaculoasă în momentul în care a fost descoperită. Mihai Caraman, într-una din aceste recrutări, a putut să intre, pentru pe baza observațiilor anterioare, ferește, știa că ziariștii pot să intre în sediul NATO fără să fie întrebați
de sănătate, legitimați practic de către cei care asigurau paza exterioară, paza interioară, care era după un număr de metri, era cea care te legitima, te controla cât să intri. El ferește că nu putea să intre efectiv. Dar putea să intre în clădire, pentru că cei de afară l-au întrebat ceva banal, iar a răspuns banal, chiar dacă zice el unul din ei, aproape că m-a ținut de mână, legitimația oricum nu-i o cerea. Și atunci el, dându-se drept un diplomat grec care era interesat de un anume produs gastronomic, care era comercializat într-adevăr, și asta e spectacolul. Astăzi nu mă gândesc în sediul NATO se vând era o altă lume, aceste recipiente de pateu de găscă. M-aș opri puțin la acest moment, pentru că parcă este o scenă de film în care un spion român intră în sediul NATO și primește un plic cu foie gras, cu un pate de la un angajat al NATO. Povestiți acest moment care pare ireal. Este secvență de film. Da, uneori, într-adevăr, viața bate filmul, cum se spune în mod obișnuit. Exact, da. Iar momentul pe care l-ați amintit este un moment cheie. Generalul Mihai Caraman așa îl consideră. După un contact anterior, generalul, la vremea respectivă cu chipurile, alias negustor grec, a pretins că vrea să cumpere o cantitate mai mare de această realitate culinară, acest pateu deosebit. Și i-a propus să vină chiar la NATO pentru a ridica acest pateu. Observase anterior că, într-adevăr, în holul central al clădirii, accesul este liber până la un anumit punct. Și a propus viitorului agent să se întâlnească chiar acolo. Agentul lucra la vremea respectivă, era șeful biroului traducătorilor. Deci documentele din interiorul NATO trebuiau traduse în diverse limbi de circulație internațională și acesta gestiona exact aceste documente. Iar în timpul liber el în timpul liber își suplimenta salariul care nu era grozav, vânzând o specialitate culinară din ținutul său natal pe care o prepara artizanal chiar tatăl său. Exact. Generalul a pătruns într-adevăr în acest hol, sub ochii gărzilor, în momentul în care se apropia de punctul de control și atunci chiar ar fi trebuit să inventeze ceva, a apărut acest om, pentru că i s-a fixat ora la 7:05. La ora 7 se închidea serviciu. La 7:05 ne vedem în hol. A apărut omul, fusese anterior șeful gărzilor, era bine cunoscut de cei din echipele de pază și control. Pe mine mă caută cu un plic mare pe care scria NATO în mână, s-au așezat pe o canapea din holul central de acolo. Generalul a luat plicul foarte vizibil, a avut grijă să-l pună pe masă să se vadă inscripția NATO și faptul că îi oferă și niște bani pentru el, deci totul la vedere. Iar acest lucru i-a captat încrederea viitorului agent. Acesta nu a bărânit nicio clipă care de-a face cu un ofițer de spionaj, cu un om de dincolo de cortina de fier, după care cantitățile de pateu au crescut, sumele de bani livrate au crescut, au început să se considere prieteni, să iasă împreună în oraș, la o masă, la un pahar de vin, au stabilit primele relații, după care a venit prima solicitare a unui document din partea lui Mihai Caraman. Michel. Michel, da. Care a zis că e foarte necăjit pentru că în scurt timp trebuie să întocmească un studiu despre sistemele de conservare a alimentelor și nu are timpul necesar. Iar respectivul funcționar NATO i-a spus că nu e o problemă pentru că întâmplător el are în birou un astfel de studiu întocmit și îl poate pune la dispoziție. I l-a oferit, domnul Caraman l-a primit și i-a spus că el a primit o sumă de bani pentru a-și cumpăra cărți, reviste din care să întocmească acel studiu. Întrucât nu mai este nevoie de cumpărarea cărților și revistelor, că studiul are gata făcut, i-a oferit banii respectivi pentru că l-a scutit de un efort. Primii 250 de franci. Primii o sumă modică, nu întâmplător, pentru că dacă ar fi oferit o sumă mare de bani, risca să trezească semne de întrebare și să se izbească de reticența francezului. I-a oferit o sumă modică, aparent sub o legendă bine gândită, erau bani alocați pentru documentare. Și astfel a avut loc primul transfer a unui document din interiorul NATO în cazul acestui agent. Dar gestul de a pătrunde în interiorul NATO, în casa inamicului, ca să spun așa, a fost decisiv pentru a-i câștiga acestuia încrederea și a fost într-adevăr un act temerar din partea ofițerului român, care venise, bineînțeles, însoțit, un alt coleg din rezidența de la Paris supraveghea și urma să anunțe în caz că, Doamne ferește, ar fi fost arestat, să anunțe autoritățile române de ce s-a întâmplat. După cum mărturisește domnul Caraman, când a ieșit afară, colegul era livid la față, pentru că discuția a durat totuși ceva timp cu furnizorul de pate. Deci iată că
gesturi temerare, dar foarte bine gândite, foarte bine studiate, își au rolul lor cheie în astfel de operațiuni de spionaj, care, deși la prima vedere pot părea de-a dreptul incredibile, iată că se petrec în realitate. Domnule Moldovan, de ce anume a fost nevoie pentru ca această acțiune să fie o reușită? Cât anume a fost instrucția domnului Mihai Caraman? Cât anume a fost șarmul personal? Era un om care citea foarte mult, era un om care avea o cultură vastă, era un om preocupat de artă, pătrusese în multe medii în Paris, în lumea diplomatică și nu numai. Care a fost cheia succesului acestei rețele, care a funcționat din 1958 până, să spunem, 1969, anul în care se întoarce definitiv în țară? Aici cred că ne situăm în categoria discuției despre definiția talentului. Cât e transpirație, cât e inspirație și așa mai departe. Cu siguranță că formația în sine a avut un rol important, că el îți creează forma. Fondul însă cred că este extrem de influențat de personalitatea proprie, la care se adaugă abilitățile care sunt obținute prin experiență, și așa mai departe. E un termen de cocktail, e total nepotrivit, dar cred că putem să-l privim ca pe un cocktail, pentru că componentele se întrepătrund, se amestecă foarte bine. Nu avem de-a face ca la vechea salată de băf cu fiecare componentă pusă în altă făfruie. Și aici, sigur că există și mult hazard, există și multă relativitate și trebuie și noroc, trebuie multe altele. Peste toate acestea, însă, cred că e nevoie și de o multă forță a convingerilor. Convingerile personale ale persoanei, ale respectivului ofițer, în cazul de față, trebuie să fi fost unele foarte puternice. Cum au fost folosite informațiile? Mihai Caraman a avut abilitatea de a studia, de a puncta și de a recruta surse de cel mai înalt nivel. Oameni care aveau acces, așa cum am spus, la biroul de documente secrete al secretarului NATO, care aveau acces la biroul de traducere a acestor documente secrete și un al treilea agent de anvergură, de origine turcă, Nahit Imre, care după ce a furnizat o serie de documente pe care le obținea din cadrul ambasadei Turciei, documente NATO, a avut, îi se făcuse o propunere de a fi înaintat supervizor, controlor financiar la nivelul alianței. Practic era al treilea om din ierarhia NATO. Din punct de vedere contabil, avea acces la tot ce înseamnă bugete NATO. Cheltuieli, toți banii care se alocau pe capitole bugetare. Deci vă dați seama ce mină de aur era acest om. Nu numai că știa ce anume se cumpără, dar știa și cât costă o rachetă, un submarin, un avion, furnizori, numărul lor, furnizorul, de unde vin, absolut orice. Deci iată trei agenți de mare suprafață care pătrundeau practic în inima secretelor NATO. De aceea, așa cum am spus, documentele obținute, multe dintre ele aveau cea mai înaltă clasă de secretizare, cosmic, top secret. Practic, la vremea respectivă, tot mai multă lume conștientiza că dacă lucrurile nu se destind, dacă nu are loc o politică de destindere între cele două blocuri și tensiunile tot cresc, aceste documente care au permis celor mai înalți decidenți din pactul de la Varșovia să aibă o radiografie exactă a oponentului, dar nu doar din punct de vedere al dotării, al arsenalului pe care acesta îl deține, ci și al concepțiilor, al strategiei NATO, atunci cei de la Moscova, că practic acolo se afla centrul de comandă pentru pactul de la Varșovia, au înțeles că amenințarea NATO pe care ei și-o construiseră pe argumente ideologice, privind cu ochelari ideologici lumea occidentală, nu există. Planurile NATO pe care le aveau sub ochi arătau că, de fapt, era o strategie defensivă în care vestul încerca să se apere de o ipotetică amenințare roșie. Și atunci politica aceasta de destindere între cele două blocuri a căpătat un avânt deosebit în anii 60 și începutul anilor 70. Sunt ani în care, practic, contactele dintre URSS, SUA, au cele mai bune șanse de reușită și sunt făcuți o serie întreagă de pași în direcția aceasta a destinderii. Deci, în mod cumva paradoxal, spionajul a permis păstrarea războiului rece, să nu ajungă la temperaturi înalte, să nu devină un război fierbinte. Din acest punct de vedere, chiar e foarte relevant contextul internațional, vezi, de politica golistă care avea specificul ei în cadrul așa numitului lagăr occidental, politica rămească începuse să aibă specificul ei în cadrul așa numitului lagăr răsăritean.
exista o anumită simpatie, o anumită empatie pe undeva între francezi și români din acest punct de vedere și este evocată și pe alte laturi, cu Valentin Lipati, că doar în cadrul reuniunilor, ceea ce astăzi este OSCE, reuniunile pregătitoare, a putut și el profita, la fel cum și cealaltă parte, profita de acest clinci. La fel a fost și aici, în cazul agentului vânzător de pater de gâscă. Apoi, la început, acest Michel, nu cum ați numit, se prezenta ca un anticomunist, fește că era delegația Greciei și știm ce probleme erau acolo. Ulterior, nu s-a mai prezentat ca anticomunist când a devalat faptul că este român, dar s-a prezentat de antisovietic. Aici apăreau unele puncte de contact, pentru că și francezii se considerau o țară mai mică decât statul hegemon și ca atare trebuie să-și păstreze specificul ei. Românii puteau profita de asta, presupunând ca o țară mai mică decât hegemonul ei și care trebuiau să își slujească anumite interese. Pe acest plan, ideea și unora și altora, în nu puține situații, era că ar fi bine să conlucrăm pentru a contrabalansa împreună spiritul hegemonic. În ce măsură există o legătură între rețeaua Caraman, perioada fertilă a acestei rețele și perioada în care Franța a fost condusă de președintele de Gaulle? S-a speculat că, până la urmă, serviciile franceze au fost docile și au permis curgerea de informații, tocmai pentru că, așa cum spuneați mai devreme, ar fi fost o afinitate între Franța, care urma să părăsească NATO și chiar a părăsit NATO, și România, care era un punct de dizidență în interiorul tratatului de la Varșovia. Se poate merge cu speculația până la acest punct? Speculația a pornit de la un fost subordonat al lui Mihai Caraman, din rezidența de spionaj de la Paris, ofițerul Ion Păduraru, care a fost trimis acasă de la post de la Paris și care, pentru că generalul Caraman l-a expediat în țară, i-a păstrat o amintire foarte vie. Vă dați seama, să părăsești Parisul, să revii pe malul Dâmboviței și încă cu chinichele de coadă, cum se zice, nu era deloc plăcut. În momentul 1978, când Pacepa a defectat și când a urmat acea anchetă celebră, firește că și Ion Păduraru a fost întrebat de trecutul său, de activitate și, respectiv, de activitatea lui Mihai Caraman de la Paris. Acest Ion Păduraru a inventat, plecând de la niște realități pe care le-ați amintit, situația României, a Franței, relația specială dintre România și Franța, deci plecând de la niște realități, a inventat această teorie, potrivit căruia, de fapt, toată activitatea fostului său șef de la Paris și succesul deosebit pe care acesta l-a reportat, ar fi, de fapt, un balon de săpun, un produs al serviciilor secrete franceze, care au gestionat un canal prin care documente NATO se scurgeau către București și apoi către Moscova. O invenție foarte abilă, de altfel, dar pe care nimeni nu s-a obosit la vremea respectivă să o și verifice dacă există și niște documente, nu doar simple vorbe, sau există niște indicii certe că așa au stat lucrurile. Lucrurile nu au stat așa, o spunem de la bun început. În primul rând, între nenumăratele documente pe care Mihai Caraman le-a obținut din cadrul NATO, au fost și documente care vizau strict forțele franceze. Și aceste documente, că ați amintit și acest aspect al veridicității documentelor, aceste documente erau verificate în centrala KGB de la Moscova din surse încrucișate. Pentru că acolo ajungeau documente obținute de români, de est-germani, de polonezi, de cehi, de maghiari, de bulgari. Au existat și alte rețele care spionau NATO, nu cu același succes ca rețeaua Caraman, dar care au produs documente similare. Și atunci un document putea ajunge la Moscova din trei surse diferite. Și ele erau comparate și se verifica fidelitatea și autenticitatea lor. Deci documentele erau autentice. Ce serviciu francez ar fi putut să pună la dispoziția spionajului românesc și sovietic documente privind apărarea națională a Franței? Documente privind proiectele de dotare cu arme nucleare ale Franței, ultimele modele de avioane produse în Franța și așa mai departe. Deci, nici într-un caz acest lucru nu putea fi făcut cu acordul francezilor. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Omul și Timpul. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.